Lăudat să fie Dumnezeu! Frați și surori, o să rămânem în picioare ca să citim împreună pilda celor poftiți la cină din Evanghelia după Luca, capitolul 14, începând cu versetul 15 până la versetul 24. Luca 14 cu versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile. Dumnezeu din cer, Tatăl nostru, să fie binecuvântat. În această frumoasă seară de iarnă, suntem înaintea Domnului cu viața noastră, cu familiile noastre, cu experiențele care sunt ascunse în inima noastră. Unii cu mai multe bucurii, alții cu mai puține. Așa cum a îngăduit Dumnezeu pentru fiecare. În această seară m-am gândit să rostesc cuvântul de predică plecând de la acest text al Bibliei, în care Domnul Iisus Hristos este surprins în timpul unei părtășii la masă, în casa unui fariseu care l-a invitat pe Domnul să vină și să mănânce împreună cu el și musafirii pe care îi mai avea. Am intitulat predica mea Invitația Universală a lui Dumnezeu. Am încercat să surprind gândul central al predicii, am încercat să surprind gândul central al textului pe care l-am citit și să fiu un ton cu intenția pe care a avut-o Domnul Iisus. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Mântuitorul a fost invitat de fariseul acesta, unul dintre liderii fariseilor, să vină în casa lui și să mănânce, și el a invitat pe mulți alți apropiați de-ai lui, oameni la nivelul lui social. Și dacă citim de la începutul capitolului 14, vom constata că întâlnirea aceasta din casa fariseului începe de dinaintea textului pe care noi l-am citit și această discuție se dezvoltă și la un moment dat în contextul acestei discuții pe care eu nu am citit-o. Și dacă nu avem în minte, va fi greu să înțelegem ce am citit, că ce am citit se așează pe textul biblic de dinaintea textului pe care l-am citit în această seară. La masă, Domnul Iisus, în discuția care are loc, vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și despre oamenii care sunt chemați să intre în împărăție prin credință și pocăință. Ca o reacție la aceste afirmații ale Domnului Iisus, care reprezentau scopul misiunii sale pe pământ, unul dintre invitați face următoarea afirmație: ferice de cei care vor prânzi în împărăția lui Dumnezeu de care vorbești tu. Mântuitorul Iisus Hristos
Spune pilda aceasta din câteva motive. Prima dintre ele este faptul că cei poftiți așteptau un răspuns de la el, că s-a creat o discuție, iar el era privit în calitate de oaspete de seamă, ca omul care poate vorbi oricând în virtutea invitației pe care a primit-o. Apoi, invitatul de la masă a prezentat mântuirea ca fiind oferită selectiv de Dumnezeu. Spune el, ferice de cei invitați să intre în împărăția lui Dumnezeu. Prin această afirmație, el își trădează teologia, mentalitatea lui. Cu alte cuvinte, ca și cum eu aș spune în această seară, ferice de cei pe care îi va răpi Domnul dintre dumneavoastră. Asta înseamnă că nu îi va răpi pe toți, ci selectiv doar pe un grup dintre noi toți. Și atunci, evident, dumneavoastră veți fi intrigați și fiecare veți avea o întrebare pe deplin justificată. Ce anume va face diferența? Care vor fi criteriile de selecție când Domnul va spune pe el da și pe el nu? Nu suntem toți credincioși, nu avem toți oportunitatea răpirii? Omul acesta, spunând ferice de cei care vor intra, își trădează mentalitatea și teologia despre intrarea în împărăție. De aceea Domnul Iisus e pus în situația să spună următoarele lucruri. Toți oamenii sunt chemați să intre, asta nu înseamnă că toți vor intra. Dar pentru toți este pregătită intrarea în împărăție. Când Dumnezeu a pregătit împărăția, a pregătit-o pentru toți. Când Dumnezeu a făcut invitația, a făcut-o pentru toți. Dumnezeu nu este selectiv în invitație. Dumnezeu este selectiv în criteriile de selecție, în funcție de maniera în care oamenii au trăit și au răspuns la invitația lui Dumnezeu. Și Domnul înscenează un răspuns în această pildă care este o întâmplare imaginară, ce se pliază, ce se așează pe afirmația făcută de invitatul acela care era împreună cu Domnul la masă, și el spune o pildă. Și în această pildă sunt trei categorii de oameni care sunt invitați. De fapt, este invitată o categorie, dar mai apoi, pentru că această categorie nu e vrednică să răspundă invitației, Domnul se vede pus în situația să continue invitația și să o extindă, sau mai corect spus, să o extindă și să o continue. Și privind la pilda spusă de Domnul Iisus Hristos, el spune în concluzie și scopul principal al pildei este următorul. Împărăția lui Dumnezeu este pentru toți oamenii care acceptă să creadă că Iisus este Mântuitorul și Domnul și pentru toți oamenii care acceptă că sunt vinovați și se pocăiesc de păcatele lor primind mântuirea lui Dumnezeu. Nu există criterii de selecție în invitație. Dumneavoastră știți că teologia este împărțită în două și există astăzi o parte teologică care spune că nu toți oamenii sunt chemați la mântuire și că există o predestinație și că Dumnezeu numai pe cei predestinați îi cheamă, iar ceilalți nu pot să răspundă unei invitații care nu le-a fost făcută. Ea este făcută pentru o categorie specială de oameni, oamenii aceia sunt chemați și vor, nu vor, se vor mântui. Și indiferent dacă vor cădea sau nu, dacă vor avea alunecări sau nu, până la urmă ei tot vor fi mântuiți. Pentru că există securitate cu privire la mântuirea lor, că dacă Dumnezeu i-a chemat, Dumnezeu duce la bun sfârșit ce începe. Cealaltă categorie care n-a fost invitată, evident că nu poate fi mântuită, că nici n-a fost chemată să fie și nici nu poate ei înșiși să se mântuiască, că n-au primit harul de la Dumnezeu să vină. Biserica noastră crede că invitația la mântuire este făcută pentru absolut orice muritor, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru absolut toți oamenii, dar că până la urmă mântuirea care e potențial universală pentru toți oamenii, în mod real ea va fi de folos
doar pentru cei care prin credință și pocăință o vor primi și vor intra într-o relație spirituală cu Domnul Iisus, Mântuitorul Lumii. Aceștia, după ce vor fi mântuiți, vor trebui să ducă o viață de sfințenie, nu de mediocritate și superficialitate spirituală, pentru ca să trăiască la nivelul excelenței cum a trăit Domnul Iisus, modelul lui Dumnezeu coborât între noi prin întrupare în grajd. Așa că în această seară, pe scheletul acestui gând major ce străbate pilda Domnului, și acesta este unul dintre cele mai importante idei pe care le are Domnul în minte când spune pilda, am construit predica aceasta și titlul ei, Invitația Universală a lui Dumnezeu. Ca să spun în titlul acesta că invitația este pentru toți oamenii, dar depinde de fiecare dacă o acceptă și o trăiește sau nu. Privind la pilda aceasta, facem cunoștință cu prima categorie de oameni invitați. Evident, Domnul se referă la evrei. De ce se referă Domnul Iisus la evrei? Se referă la evrei pentru că toți cititorii Bibliei știu că în istoria lui Dumnezeu și în istoria oamenilor există un proces al prezentării descoperirii lui Dumnezeu, al revelației divine. Și procesul acesta crește în fiecare etapă istorică. Dumnezeu nu ne-a trimis revelația printr-o singură persoană, patriarh, profet sau apostol, ci a trimis câte o bucată, câte un capitol, pentru ca oamenii să o poată asimila. Numai la cincizecime s-a încheiat canonul biblic, în sensul că s-a încheiat descoperirea lui Dumnezeu și s-a încheiat ceea ce se numește Biblie. Descoperirea lui Dumnezeu continuă, nu la nivelul Bibliei, ca să se adauge la cărțile Bibliei. De aceea, de la început, până când s-a încheiat canonul biblic, Dumnezeu a descoperit, noi având întreaga descoperire. În afară de acest aspect al descoperirii progresive, mai există încă un proces al derulării voii lui Dumnezeu, care conturează anumite ere, perioade istorice sau dispensații sau dispensațiuni, care ne ajută pe noi să înțelegem că istoria lui Dumnezeu și a oamenilor este împărțită în anumite fragmente, fragmente care pun în evidență un anumit mod al lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii. Spre exemplu, într-un fel a lucrat Dumnezeu cu Adam în grădină și într-un fel a lucrat cu el în afara grădinei. Într-un fel a lucrat Dumnezeu cu oamenii până la potop, într-un fel a lucrat Dumnezeu cu oamenii după potop. S-au schimbat puțin lucrurile. Într-un fel a lucrat Dumnezeu cu Israel până la Domnul Iisus, când era prezentă legea ceremonială. Într-un alt fel lucrează Dumnezeu cu oamenii după Domnul Iisus, în vremea Harului, în dispensația Harului, când legea ceremonială nu mai există. Marea discuție, neînțelegere cu privire, legea mai e valabilă sau nu mai e valabilă? Răspunsul corect este și da și nu. Cum vine asta și da și nu? Păi simplu, pentru că atunci când pronunțăm cuvântul lege, noi pronunțăm trei legi din ceea ce se numește lege. Și două dintre ele nu mai sunt valabile, cea ceremonială și cea socială. Una însă este valabilă, cea morală. De pildă, legea ceremonială nu mai este valabilă pentru că Domnul Iisus a venit ca mielul de jertfă care pune capăt șirului de miei de jertfă aduși ca jertfă pentru păcat. După ce Hristos a murit pe Golgota, ca mielul lui Dumnezeu pe care l-a văzut Ioan și a afirmat poziția sa de mântuitor, nimeni nu mai merge la templu, nu mai e nevoie nici de templu, nici de preoți și nici de ceremonia de a fi iertat în baza unei jertfe animale pe care preotul o aduce pe altar. Și prin credință ne raportăm 2000 de ani înapoi în istorie la mielul lui Dumnezeu care a fost ultimul miel de jertfă adus pe altar, pe altarul crucii înfiptă pe dealul căpățânii. Lăudat să fie Domnul! Această lege ceremonială s-a încheiat, nu mai este nevoie de ea. Din acest punct de vedere, acest aspect al legii s-a încheiat, dar cel moral nu s-a încheiat. Pentru că nici pe vremea lui Moise
și până la Domnul nu a fost voie să minți și nici acum nu-i voie să minți. Legea să nu-ți faci chip cioplit și astăzi este în vigoare. Să nu te închini la alte chipuri cioplite făcute de alții. Să nu poftești, să nu curvești, să nu depui mărturie mincinoasă. Să nu cumva să nu-ți respecti părinții și toate celelalte 10 porunci. Ele toate sunt valabile pentru că ele nu au o conotație ceremonială să fie valabile doar o perioadă de timp din istorie. Pentru că cele 10 porunci reflectă caracterul lui Dumnezeu, care nu este astăzi într-un fel mâine în altul. Dar cu privire la ceremoniile care s-au încheiat la Golgota, s-a încheiat atunci o parte a legii numită ceremonială și cealaltă, civilă, adică socială, cu privire la legile administrative pentru Israel. La noi nu se mai fac casele ca acolo, unde era valabilă legea care spunea când îți faci o casă să aibă pălimar. Casa mea n-are pălimar. Casa mea n-are acoperișul flat, plat, ca să aibă balustradă, să se urce oamenii pe ea pe o casă exterioară să-și bea ceaiul și să nu cadă de pe casă. Datorită precipitațiilor abundente de la Chicago, acoperișul este ascuțit să se scurgă ploaia și zăpada și oamenii nu pot sta așa pe un acoperiș că o să cadă și cu bară de protecție și fără. Ei, această lege civilă care privea îmbrăcămintea și toate celelalte să nu dea exemple și legea ceremonială, două treimi din legea pe care noi o numim lege s-au încheiat, dar legea civilă a rămas. Să nu poftiți că e păcat, să nu mințiți și să nu curviți și să nu celelalte legi din decalog, pentru că ele au rămas păcat, reflectă caracterul lui Dumnezeu. Ei bine, frați și surori, când vorbim despre Scriptură, Scriptura nu-i formată din cioburi, Scriptura este un întreg, ea curge, nu întotdeauna curge în modul în care este prezentată. Spre exemplu, cartea Iov nu este scrisă în timpul în care este așezată în istorie, înainte de psalmii lui David, ci este mult mai veche. Ele, cărțile acestea, nu sunt așezate în istorie în modul în care sunt cronicizate în Scriptură, așezate în cuprinsul Bibliei. De aceea este nevoie nu doar de citire, ci și de studiu, pentru că altfel vom vedea Biblia bucăți, 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 care nu se îmbină una cu alta și niciodată nu vom avea o înțelegere plenară, complexă a Scripturilor. Din acest motiv, mă apropii de încheierea acestei paranteze, vreau să vă spun că există anumite etape, nu doar ale prezentării Revelației, ci și ale manifestării metodelor divine în raportul său cu oamenii și cu poporul ales. De pildă, e vremea nevinovăției, de la facere până la căderea în păcat. Apoi, spre exemplu, Genesa, de la 1 cu 28, există vremea conștiinței și a răspunderii morale a conștiinței, de la căderea în păcat până când se încheie potopul. Sau există vremea administrării prin oameni, de la sfârșitul potopului până la apariția primului evreu, Avram, sau vremea făgăduinței în vremea patriarhilor, până la darea legii. Există vremea legii, De la darea legii până la Domnul Iisus, sau vremea bisericii, sau vremea împărăției. Toate acestea sunt anumite etape din manifestarea, nu doar a revelației, a descoperirii voii lui Dumnezeu, dar și a acțiunilor lui Dumnezeu, care are raporturi cu oamenii în funcție de felul în care oamenii reacționează. De ce Dumnezeu îi spune lui Avram, adu-ți jertfă pe fiul tău? Iar la sfârșit, în Biblie, când revelația ajunge spre sfârșit, Dumnezeu se supără pe cineva că minte, iar lui Avram i-a spus omoară-ți copilul. Adică vrei să-mi spui, Doamne, că e mai grav să minți decât să-ți omori copilul? Evident nu. Dar la vremea când Dumnezeu îi spune lui Avram omoară-ți copilul și nici nu a fost adevărată, ci doar un scenariu care să încerce credința, nu exista legea să nu omori. Revelația să nu ucizi încă nu era dată, că nu putea Dumnezeu să spună nu ucide și la urmă să-i spună lui Avram ucide, că Avram s-ar fi mirat de Dumnezeu. Toate lucrurile astea trebuie să le înțelegem în procesul revelației, că altfel în mintea noastră vor fi fragmente care nu se leagă una de alta niciodată. Închei paranteza și revin la pilda aceasta ca să spun următorul lucru. Prima categorie de oameni care este invitată sunt categoria celor invitați. Observați ce spune Scriptura. Un om a dat o cină și a poftit pe mulți.
Dintr-o dată se complică problema și afirmația intră în conflict cu introducerea predicii mele. Pe cine a chemat? Pe mulți. Mulți înseamnă toți? Nu. Dar ce înseamnă? Înseamnă o parte din toți. Pe cine a chemat Dumnezeu în Vechiul Testament? Pe toți? Nu. Dar pe cine? Pe mulți. Evreii sunt poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Dumnezeu are multe legi care sunt specifice, sunt valabile numai pentru ei. Și Dumnezeu i-a chemat pe ei, i-a pregătit pe ei și ei au promis că vin. A răspuns de multe ori profeților, da, stăm înaintea Domnului și noi o să venim. Și în această pildă, Scriptura spune, la ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor care fusese reinvitați, poftiți, veniți că a venit vremea, toate sunt gata. Însă toți dintre cei mulți, parcă fusese revorbiți și au început să se dezvinovățească. Și Biblia îi împarte în trei categorii ca să surprindă trei posibile argumente ale oamenilor care nu răspund lui Dumnezeu după ce i-au promis că răspund. Au confirmat că vin, e ca și cum o familie din biserică face nunta, trimite invitație, omul confirmă că vine și în ziua anunții îl sună și îi spune nemirilor, m-am însurat și am uitat să spun că m-am însurat și nu mai pot să vin. Acum, însurătoarea nu e așa ca spălatul pe mâini. Mi-am cumpărat o bucată de pământ și în Israel îți trebuia 60 de zile, două luni de zile să verifici, să ai timp să te gândești și atunci notariatul era o problemă care îți dătea timp să te gândești, să nu te păcălească cineva. Apoi mi-am cumpărat, uitați câte perechi de boi și de aici reiese faptul că a fost o înscenare, nimeni nu-și cumpără un număr fără soț. Pentru că cum va pune la jug un număr fără soț de animale, de boi? În sfârșit, Biblia surprinde trei argumente care, ca și aplicație practică, ele ne pot fi nouă de folos. Priviți primul argument. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te, te rog să mă ierți. Acum, dacă el și-a cumpărat un ogor, trebuia chiar în seara aceea să se ducă să-l vadă? Nu putea să meargă mâine? Dacă a promis că vine, demnitatea lui de om nu trebuia să-l oblige să se țină de cuvânt? Este ușor de înțeles că a fost un om care s-a jucat cu stăpânul și cu cina la care l-a invitat. Și atunci îi spune, așa, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. A, iartă-mă, dar m-am gândit bine, nu mai vin, că am uitat să spun, mi-am cumpărat pământ și acum mă duc să-l văd. Dorința aceasta a materialismului, a pământului, a profitului, a muncii, este ceea ce vrea să surprindă Domnul Iisus aici. Fraților, una dintre cele mai mari tentații pe care le au oamenii lui Dumnezeu în a răspunde chemării și la mântuire și la slujire este materialismul. Nu banii, de bani avem nevoie toți, pentru că nici măcar nu putem pleca acasă decât pe jos dacă nu avem bani de benzină și de alte lucruri. Dar iubirea de bani este păcat. Banii sunt necesari. Iubirea de bani este vinovată și păcătoasă. Observați că omul ăsta își calcă cuvântul. Pur și simplu trece drept un om neserios pentru ca să-și împlinească nevoia, tendința lui materialistă. Și gândul acesta are forța să ajungă până în zilele noastre. Și aș vrea să nu vorbesc abstract și să vă ofer parteneriatul la doi oameni din Biblie care au fost aproape, unchi și nepot. Și lucrând un pic pe caz, un studiu pe caz, să observăm cum unul dintre ei, deși bogat, nu iubește ce are și se desprinde ușor de ce are, iar celălalt este un obsedat și culmea este că rămâne fără ceea ce are. Asta este o lecție a istoriei pentru oamenii care mai au chef să învețe câte ceva. O să dau câteva exemple. Avram locuiește în cort pe munte cu Dumnezeu și Genesa 18:1 spune Dumnezeu i s-a arătat la sejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul lui zăvdufului zilei. Unde l-a găsit Dumnezeu pe Avram? La ușa cortului. Ce avea în fața cortului? Un altar. Altarul e simbolul locului unde se închină și unde aduce jertfă.
Închinare și ispășire, gândurile de dimineață. Acolo l-a găsit istoria pe Avram, la locul potrivit. Unde l-a găsit istoria? Pe Lot? Citim în Scriptură următoarele lucruri. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Tu, omul lui Dumnezeu, la poarta Sodomei, împreună cu oamenii care conduc și stau în sfatul orașului, stai tu? Tu crezi că acesta este un loc potrivit pentru tine? Acesta este locul la care visezi tu? Aici crezi tu că te vrea Dumnezeu pe tine? Gândește-te sincer. Sodoma este simbolul destrăbălării, al necurăției, al homosexualității, al păcatului. Iar Lot este unul dintre oamenii care stătea la poarta cetății, acolo unde stăteau liderii și sfatul celor bătrâni care aveau putere de decizie. Unde îl găsim pe Lot și unde îl găsim pe Avram? Fraților, numai din aceste două locuri ne putem da seama ce este în inima acestor doi oameni. Dacă l-ai fi dus pe Avram acolo, legat să-l duci și legat să-l ții, ar fi rupt funia și ar plecat. Dar Lot s-a dus de bunăvoie, a plătit prețul. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu fiicele lui cele nemăritate. Uitați ce s-a întâmplat cu fiicele lui cele măritate, cu ginerii lui. Uitați-vă la incest, la soția lui care s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Și de ce toate acestea? Pentru că omul acesta nu a avut nevoie de bani, ci a avut iubire de bani. Și Hristos prezintă o pildă și spune următorul lucru. V-am chemat și mi-ați promis că veniți. Am zis, cine vrea să se predea în această seară Domnului? Și ai ridicat mâna că vrei să te predai. Dar ai glumit că după două săptămâni te-ai răzgândit și te-ai dus din nou în barul de unde te-a scos Dumnezeu în seara predării. Te-ai botezat și ai promis în ziua botezului că până la moarte îl vei urma pe Domnul. Și după două luni de zile te-ai întors la ce ai părăsit. Pentru că dragostea aceea a fost mai puternică decât cea de Dumnezeu. Și cel mult, acu te joci cu amândouă, ca cu două bile pe care una e în aer și una este în mână. Și Domnul spune următorul lucru. Mi-ai promis că vii la cină și n-ai venit. Domnul nu se răzbună, dar le permite celor care au spus că nu vin să nu mai vină. Cea mai mare nenorocire din viața unui om este să-i permită Dumnezeu să cadă, este să-i permită Dumnezeu să lase Dumnezeu să cadă de oboseală, să se întoarcă, să se ducă înapoi, să rămână în urmă și să nu-l mai cerceteze ca să se ridice și să-l învioreze. Am stat de vorbă cu mai multe persoane în vârstă, oameni cu care îmi face plăcere să vorbesc în ultimul timp și toți au răspuns la întrebarea ce-ți dorești ca fiind cel mai important. În felul următor, ce-mi doresc cel mai mult este să mă ajute Dumnezeu să-mi păstrez haina curată până la sfârșit. De parcă ai impresia că e un nou convertit, așa vorbește. Însă pe timp ce înaintezi în viață, te convingi tot mai mult de această inimă rea și necredincioasă, în care nu poți să ai încredere nicio clipă, de vulnerabilitatea și fragilitatea umană și de faptul că dacă ceva te ține, acesta se numește Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dacă ne vom baza pe merite și pe școlile noastre, pe achizițiile noastre spirituale și pe tot ce am reușit noi să strângem în două mâini de muritori, putem să avem religie, putem să avem anumite achiziții materiale, dar când e vorba de păcat și de credincioșie, fără Dumnezeu ne vom prăbuși într-o clipă. Și Domnul vrea să surprindă faptul că materialismul va rămâne întotdeauna un Dumnezeu atrăgător pentru oameni. Lucrurile materiale sunt necesare, dar materialismul este un păcat. Femeile sunt soțiile noastre și fiicele noastre, dar feminismul este un păcat. Banii sunt necesari, dar iubirea de bani este un păcat. Un lucru, în funcție de raportul pe care îl avem cu el, poate deveni necesar și suficient sau păcătos. Depinde de simțul măsurii pe care îl avem față de el. În seara aceasta, frați și surori, la început de an aș vrea să vă spun,
îmi imaginez, îmi asum faptul că asemenea mie ați stat îngenunchiați în seara aceea frumoasă și istorică de acum, de 1 ianuarie, și a spus: Doamne, ți-am promis și anul trecut că o să mă rog o jumătate de oră și nu m-am ținut de cuvânt întru totul. Dar îți mulțumesc pentru șansa anului 2014. Am o nouă șansă să repar ce am stricat. Și nu uita că acum materialismul îți bate la ușă și spui: ai primit calendarul să citești Biblia într-un an de zile cu biserica, dar crezi tu că o să ai timp să citești 3 capitole în fiecare zi? Vreți să-mi spuneți cât durează să citești 3 capitole în fiecare zi? 10 minute? Aproximativ, depinde de lungimea capitolelor. Acest Dumnezeu care 24 de ore îți dă în fiecare zi, nu 10 minute, nu merită să-L răsplătești cu 10 minute? Vrei un pic să te gândești la ce spun și cu experiența dumitale de om trecut prin viață și șifonat de necazurile prin care ai trecut, să răspunzi la următoarea întrebare de bun simț. Acest Dumnezeu care are office-ul deschis 24 de ore, ca nu cumva să rămâi o clipă singur, că a promis că nu te va lăsa singur până la sfârșit, nu merită 10 minute să citești un fragment din cartea Lui? De ce să nu te angajezi alături de mine anul acesta să nu ne lăsăm? Și dacă vom rămâne codași cu un capitol, mai bine codași cu un capitol decât cu toate. Am vrut un mod de viață cu de toate și n-am știut că ăsta se plătește. Și ne-am îndatorat peste măsură și n-am știut că o să fie prea mult. Și acum când vin acasă plicurile cu datorii, cu biluri, și când ne uităm la ele și le facem socoteala, acceptăm faptul că nu ne mai ajunge să plătim partea Domnului, dar las că o plătesc ceilalți. Aici nu e vorba să aduci bani la biserică, aici e vorba să te închini Domnului cu banii tăi. Nu mai ai timp să vii la ziua voluntarului, dar las că vin ceilalți. Aici nu e vorba că vii dumneata sau nu vii, ascultă-mă, oricum se face treaba. Dar ține minte că dacă se poate acum fără dumneata, se va putea și în ziua aceea. Și lista continuă. Materialismul este un Dumnezeu atrăgător. Este un Dumnezeu rău și mizerabil. Pentru că atunci când simți că ești liber, te strânge de nu poți să-ți tragi sufletul. Și vrei să-ți faci un pic de loc de întors, că ți-e rușine de Domnul, îl respecti și îl iubești, dar n-ai încotro, că te-ai legat singur. Te-ai legat singur și te-ai înfășurat așa de tare de nu te mai poți mișca. Și te uiți și ai ajuns să-ți fie milă de dumneata. Ascultă-mă în seara asta. Nimeni nu se poate mai lega mai tare decât cum se leagă omul singur, cu dorințe fără măsură. Mergând un pic mai departe, aș vrea să spun două vorbe despre faptul că Domnul continuă și îl dă exemplu pe încă un om și spune următoarele. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi. Nimeni nu cumpără 5 perechi de boi decât cel care îi cumpără pentru hobby. Ori cumpără 2, ori 4, ori 6, că trebuie să le pună în pereche când trage. Nu poți să pui aici 3 și aici 2, că nu merge. Ăsta i-a cumpărat pentru frumusețe. De multe ori am fost în casele unor oameni care au acceptat să mă primească, să mă găzduiască, sau am trecut pe la ei și mi-au arătat lucruri pe care le-au cumpărat de frumusețe. Un cal de frumusețe nu-l folosea la nimic, era cal de frumusețe, dar din ăla special n-am văzut în viața mea așa cal. De-abia avea loc în clădirea aia mare, nu știu cum se spune, grajd, unde îl ținea. Nu era cal obișnuit, era nespus de mare. Alții tot felul de alte lucruri care le țin de hobby. Oamenii au uneori posibilitatea de așa ceva. Se pare că omul ăsta așa a cumpărat boii ăștia să fie acolo și să reflecte starea lui materială, să îi îngrijească și să se bucure de ei ca fiind un simbol al bunăstării. Și acum când urmează să se țină de cuvânt, spune: Doamne, dar trebuie să-i țesăl, adică să-i curețe, trebuie să mă îngrijesc de ei. Acum un hobby e scump, indiferent că se numește pisică, cățel, că dimineața de rugăciune n-ai timp, dar cu potaia 15-20 de minute, 30 de minute, trebuie să-l plimb în cartier, 10 blacuri.
Doamne, ai milă de mine! Doamne, ai milă de mine! Asemenea robie nenecesară, s-ar putea cine, mă iertați dacă cineva iubește animalele la nivelul acesta, fiecare face ce vrea cu viața lui, oamenii ai lui Dumnezeu. Dacă cineva dintre dumneavoastră vi-l imaginați pe Apostolul Pavel plimbând un câine, în timp ce oamenii mor în păcat și el a ars și a fost bătut și n-a avut mâncare și pur și simplu a fost disperat pentru Evanghelie, un mare bărbat, atunci ar trebui să ne mai uităm odată la chemarea noastră, la ce vrea Dumnezeu să facem cu viața noastră, cu timpul nostru și cu banii noștri. Fiecare dintre dumneavoastră puteți să faceți orice vreți, pentru că suntem într-o țară numită liberă. Însă în seara aceasta vreau să vă spun că Domnul se întâlnește cu un astfel de om și îl dă un exemplu negativ. S-a dus timpul meu, așa că o să mă opresc. Mai spun doar ceva ce mi se pare de-a dreptul ieșit din comun. Știți ce mai spun? Domnul mai dă pe unul exemplu și spune așa: m-am însurat, rogu-te să mă ierți, dar acum imaginează-ți, n-am timp să mă țin de cuvânt. Familismul înaintea lui Dumnezeu este păcat. N-am timp să explic, așa că ceea ce spun poate fi înțeles și greșit. Familia trebuie iubită și după relația spirituală personală cu Dumnezeu e pe locul 2, oricum înainte de biserică. Dar familismul care e pus înaintea lui Dumnezeu e păcat. Am să citesc din Biblie. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe nevastă sa, nu poate să fie ucenicul meu. Așa scrie Biblia și eu citesc din cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe taică-so, pe maică-sa, pe nevastă-sa și pe copiii lui, nu poate să fie ucenicul meu. Ăsta se numește familism. Dar ce înseamnă să-ți urăști nevasta? Că Biblia tot spune, iubește-o. Uitați ce spune Matei 10:37. Cine iubește pe nevastă mai mult decât pe mine, ăsta se numește familism. Frații mei, nu este treaba mea să judec, ci doar să mă examinez pe mine și familia mea și să rostesc cuvinte de învățătură potrivit harului care mi-a fost dat. Să vreau să vă spun că trebuie o mare înțelepciune să faci diferența între Domnul, familie și biserică. Familia trebuie pusă înaintea bisericii ca și prioritate, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Acesta este familism. Și Domnul îl dă exemplu pe acesta care s-a însurat. Nu-i normal pentru un om care se însoară să-l lași un pic în pace? E, Domnul se supără pe ăsta. Știți de ce se supără? Se supără pentru că a inventat asta ca și cum ar fi mai important decât relația spirituală personală cu Dumnezeu. În această seară, scumpii mei, am vrut să vă spun metodele acestea pe care le folosește Domnul Iisus să vorbească unui popor care era format din elita evreilor religioasă și să spună la fariseul acela care a intrat în casă și a adunat numai oameni la nivelul lui, specialiști în cartea legii, specialiști în interpretare hermeneutică, oameni care erau ce avea Israel mai bun în vremea aceea, și Domnul le spune această pildă ca să le dea o învățătură. Nu știu dacă ei au învățat sau nu. Eu am încercat să repet pilda. Nu știu dacă cineva a înțeles sau nu, dar ceea ce știu este următorul lucru. Acum când se încheie predica aceasta e un moment de rugăciune pentru sufletul meu, un suflet de muritor, și pentru sufletul dumitale. Să stăm înaintea Domnului înainte de a ne chema stăpânul acasă și să ne întrebăm: nu cumva materialismul, hobby-urile sau familismul sunt lucruri care ne iau din prezența lui Dumnezeu și nu mai avem timp de El? Pentru că aceste lucruri ne cheamă, iar în slăbiciunea noastră și în lipsele noastre de priorități suntem niște victime ale unor lucruri care le considerăm necesare. Credeți-mă că mântuirea este mai necesară decât oricare alt lucru. Vă chem în această seară să avem un moment de meditație, de reflexie, de revenire, de considerare a valorilor și a priorităților noastre și fiecare după situația în care se găsește să primească har de la Domnul și o nouă șansă pentru ca anul ăsta să fie trăit pentru onoarea lui Dumnezeu, ispășire și închinare în fața singurului Dumnezeu Jehova. Haideți să ne închinăm și în rugăciunea noastră să încheiem serviciul divin.